Apostolul, Evanghelia și Sfinții Zilei. Apostolul și Evanghelia din duminica a doua după Paști, a Tomei. Apostolul, din faptele Sfinților Apostoli citire. În zilele acelea, prin mâinile apostolilor, se făceau semne și minuni multe în popor și erau toți într-un cuget în pridvorul lui Solomon. Și nimeni dintre ceilalți nu cuteza să se alipească de ei, dar poporul îi lăuda. Și din ce în ce mai mult se adăugau cei ce credeau în Domnul, mulțime de bărbați și de femei, încă scoteau pe cei bolnavi în ulițe și îi puneau pe paturi și pe tărgi, ca venind Petru, măcar umbra lui să umbrească pe vreunul dintre ei. Și se aduna și mulțimea din cetățile din prejurul Ierusalimului, aducând bolnavi și bântuiți de duhuri necurate, și toți se vindecau. Și sculându-se arhiereul și toți cei împreună cu el, cei din rândul saducheilor s-au umplut de pismă și au pus mâna pe apostoli și au aruncat în temnița obștească. Iar un înger al Domnului, în timpul nopții, a deschis ușile temniței și, scoțându-i, le-a zis: mergeți și stați drept și grăiți poporului în templu toate cuvintele vieții acesteia. Sfânta și dumnezeiască Evanghelie din duminica a doua după Sfintele Paști, duminica Tomei. Citire din Evanghelia de la Ioan. În ziua cea din tâi a săptămânii, fiind seară și ușile fiind încuiate, acolo unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzându-l pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis iarăși: pace vouă! Precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și spunând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține, ținute vor fi. Însă Toma, unul din cei 12, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci i-au spus lui ceilalți ucenici: am văzut pe Domnul. Dar el le-a zis: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și după 8 zile, ucenicii lui erau iarăși înăuntru și Toma era împreună cu ei. Și a venit Iisus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijlocul lor și a zis: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele, și adu mâna ta și o pune în coasta mea, și nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns Toma și a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus i-a zis: pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi și alte multe minuni, care nu sunt scrise în cartea aceasta, iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând, viață să aveți în numele Lui. Îți mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase, pentru cuvântul Evangheliei din această zi. Credem că Tu ești Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Credem și exclamăm odată cu Toma: Domnul nostru și Dumnezeul nostru, slăvit și binecuvântat să fie numele Tău, din veșnicie în veșnicie. Amin.
Sfinții zilei de 12 mai, Sfântul Mucenic Ioan Valahul, Sfântul Ierarh Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului, Sfântul Ierarh German, Patriarhul Constantinopolului, Sfântul Cuvios Amfilohie de la Proceaev. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Hristos a înviat, adevărat a înviat.